Europa FM. De 15 ani pe aceeași frecvență cu tine. Păi acum 15 ani, în primul rând, trebuie să zic că eram tot eu. Culmea, aveam 21 de ani, pe vremea aceea lucram la Radio 21, adică eram pe altă frecvență, ce să mai. La data aceea mi-aduc aminte că era o zarfă foarte mare așa în lumea radiourilor, că na, apare un radio nou în oraș, știi cum e, echipament nou, tehnic, și în plus avea ce n-aveau celelalte, respectiv acoperire națională. Evident că mi-aduc aminte și de perioada aceea în care foarte mulți colegi de-ai mei migrau spre noul post de radio care avea să apară. Printre altele, cel mai bun exemplu în acest sens este chiar și George Zafiu, pentru că el atunci a făcut mutarea, transferul, ca să zic așa, spre radioul milioanelor de români care sunt și astăzi pe aceeași frecvență. Nu neg că, deși aveam 21 de ani atunci, cumva gândul zbura spre Europa FM și și atunci și astăzi, de altfel, Europa FM a rămas fratele lui Radio 21. Visam la acea vreme să ajung să fac o emisiune la Europa FM, să mă aud în toată țara. Cumva aș putea spune mai degrabă că pofteam la Europa FM, pentru că mi-aduc aminte, în oraș erau foarte multe afișe, sigla Europa FM era cumva acoperită de foarte multe cireșe așa, deci chiar îți făcea pofte efectiv și să-l ascult și să-l mănânci, ce să mai. Da, cred că nu eram suficient de copt totuși la acea vreme și pregătit să fac transferul la Europa FM, dar uite că se adeverește zica la aceea, știi, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se îndeplinească. Uite-mă, astăzi, sau mai bine zis, de câțiva ani încoace, sunt pe aceeași frecvență cu tine la Europa FM. Îți spun ție la mulți ani în primul rând și la mulți ani Europa FM, pentru că iată-ne acum împreună pe aceeași frecvență de 15 ani. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.